Până astăzi, 4 aprilie, ora 12, pe teritoriul României au fost confirmate 3613 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 329 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum 141 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 430 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 119 pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 15.252 de persoane, alte 113.449 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. De la intrarea în vigoare a ordonanței militare numărul 2 și până în prezent au fost plasate în carantină instituționalizată 1.479 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 53 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 36.092 de teste. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 893 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 4.164 la linia Telverde 0800 800 358, deschisă special pentru informarea cetățenilor. Prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite până în prezent 300 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 352 aliniat 1 cod penal. Polițiștii și jandarmii au depistat în ultimele 24 de ore 7.824 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestora le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15 milioane de lei. Ieri, 3 aprilie, 9 tone de materiale sanitare, constând în 200.000 de măști FFP2, au ajuns în România din China. Aceste materiale vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate către cele aflate în județele cu număr mare de persoane confirmate pozitiv. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent 317 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 coronavirus. 129 în Spania, 152 în Italia, 15 în Franța, 8 în Germania, 4 în Marea Britanie, 2 în Namibia și Indonezia și câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia și Statele Unite ale Americii. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 26 de cetățeni români aflați în străinătate, 9 în Italia, 7 în Franța, 4 în Marea Britanie, 5 în Spania și 1 în Germania au decedat. Până la data de 3 aprilie 2020 au fost raportate 482.016 cazuri în UE și în Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția și Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franța, Germania, Spania și Regatul Unit.